Răzvan, știi că eu de fiecare dată am emoții când filmez cu tine? Lasă-mă tot asta, da, mă. Serios, serios. Pentru că voi sunteți role models pentru mine și în fiecare dimineață eu când pornesc televizorul, nu mă uit la știri, pornesc direct pe Neața la ora 8. Când... Ceea ce îți mulțumim. Să știi că te vedem, adică mai pune și tu ceva pe tine, că te uiți la noi doar în kilozi, practic. Și în perioada dușului, știi cum e, oamenii se pregătesc. Aveți 8 minute de tachinări totale, în care domnul Dani se ia de toată lumea. Ăsta e formatul sau e freestyle? Freestyle, freestyle, după ani de zile putem să ne scriem singur răutățile. Nu, acum sunt 8 minute, înainte erau 2 ore cât dura emisia, doar despre asta a fost ani de zile până am devenit celebri, un ping-pong continuu, fără răutăți, adică să nu crezi că sunt resentimente acolo, ne mai aruncăm un shaming total vestimentar, legat de stiluri, de gusturi, legat de vacanțe, până și despre asta putem să glumim unii cu alții. Domnul Dani s-a... Trecut cineva cu niște lăzi prin spate, bă, abundență. Domnul Dani s-a luat de faptul că a plecat nemâncat de la tine de la nuntă, că era Vita atât, așa a zis. 120 de grame avea Vita, dacă și aia e mică, uite aici, doi pași aici am ținut. Bă, ce să zic, a fost un tasting menu, a fost un dinner gala mai mult decât o nuntă, au fost foarte multe rânduri de aperitive, carpaccio, nu e dâns obișnuit, dânsul a vrut mai tradițional românesc, așa, cu mititei, cu... O sarma, nu a fost cazul, a fost un turnedor Rossini executat exemplar de prietenul meu Alexandru Antal, șef Alexandru Antal, cu un sos de miglas, dânsul nu apreciază, e de la Reșița. Bine, și eu sunt de la Reșița, dar mai evoluat, 500 de kilometri mai înspre centru. Adică știu să apreciez o vită făcută pe cuptor Josper. Da, am auzit, nici nu eram acolo, că ai văzut că nu zice de față cu da, mine. Da. Și restul colegilor s-au luat de dumneavoastră pentru faptul că nu i-ați invitat. Și asta era întrebarea, de ce nu i-ați invitat? Foarte mulți prieteni, din păcate, au rămas în afara petrecerii pentru că am avut 56 de locuri pe scaune, de toate, cu tot cu miri și nași. Și atunci am luat câte 2 invitați din fiecare categorie. A trebuit să-l las și pe mireasă să-și aducă din prieteni și apropiați. Am avut locuri limitate pentru că ne-am dorit să facem într-un anume loc, n-am vrut afară, n-am vrut o nuntă mare. Culmea, eu am vrut o nuntă mare, mireasa a zis să facem o nuntă mică. În prima fază am vrut să facem în Italia, acolo unde locuiesc socrii mei, și să fim doar cu părinții și copiii cei mari și nașii. După care am primit tot felul de solicitări, vrem și noi. N-am mai văzut oameni să se invite la nuntă. De obicei lumea... Refuză. Da, oamenii refuză. Și sau... de teama darului și de... Da. Da. De considerente. Da, și ținuta, noi am avut un dress code, domnii au fost la Papillon, a fost black tie, rochie de seară, nu s-a cântat nicio piesă românească, uite, asta e o să zic în premieră. Mireasa s-a ocupat de alegerea trupelor, momentul de operă a fost al meu, ăla mi-a răspuns invitației Alin Stoica și superba sa soție Stefanie Radu. Am avut 3 momente de operă, Libeamo e chestia cu care noi defilăm, ne place mult Traviata și de câte ori suntem în Italia, că suntem la Verona sau că suntem la Milano, mergem să vedem cel puțin o reprezentație a Traviatei. La Verona am văzut cu decorurile făcute de Zeffirelli și este o nebunie, ți-o recomand că uite a început sezonul. Dar ne întoarcem, am avut foarte puține locuri, am avut o trupă de jazz care sunt cei de la Red Swing nemaipomeniți, l-am avut pe Toby Bitoe nemaipomenit. Versatil. A sunat, da, și cubanezii de la Cuban Project pentru un pic de dans. Adică n-a fost nimic obișnuit, n-a fost, nu s-a aruncat buchetul, da. Nu s-a furat mireasa, nu s-au servit sarmale, totul a fost pe așa, fines, așa ne-am dorit să fie ca un fel de cină de gală în care să celebrăm uniunea noastră, unirea noastră. Ultima întrebare, domnul Răzvan, având în vedere că peste o lună cel mai probabil veți lua vacanță, bănuiesc că urmează și o lună de miere, dacă v-ați gândit cum va fi ea organizată și structurată.
avem pe cei de la Lifestyle Travel, prietenii noștri, cărora le spunem doar când avem vacanță și ei se ocupă să ne trimită în locuri minunate. Ei ne-au trimis la New York și de acolo ne-am inspirat în ideea noastră de a face o petrecere la etajul 25 al unei clădiri din București, ca să avem view-ul ăla de New York, de rooftop. Ei s-au ocupat să ne trimită la Bangkok și la Singapore. Ei se vor ocupa să ne trimită în august, într-o lună de miere elegant, așa cum ne-am dorit. O să venim cu niște poze interesante de acolo. Nu vreau să... Vreau să-mi iasă. Cert este că e cea mai, o să fie cea mai interesantă luna august pe care am avut-o până acum. E și prima sub alt nume. Trebuie să ne schimbăm și pașapoartele. Să nu uit pașapoartele. Trebuie să se schimbă. A luat numele tău? E Daliana Simion? Da, dar din respect pentru socrul meu, eu am păstrat și numele de botez, și numele de fată, ca să zic așa, și se numește Daliana Răducan Simion, din respect pentru socrul meu. Am stabilit-o și pe asta. Îți mulțumim foarte mult, Răzvan, ești absolut extraordinar. Băi, îți mulțumesc tare mult. Ai fost cel mai cuminte de când n-ai încercat să bagi bățul prin gard de foarte multe ori. Da, de ce să încerc, Răzvan? Știi că tu ești favoritul meu. Da? Bine, asta îi spun și lui Dani. Am când văzut și lui Morar și Negru și practic le spui tuturor chestia asta. Dar tu chiar ești undeva acolo nu în sufletul nu mă meu. Chem, dar